Dar faptul că ați călătorit, ați fost în expediții mai mult singur, a fost o opțiune a dumneavoastră sau pur și simplu așa s-a întâmplat? Este, nu știu, așa s-a întâmplat. Întotdeauna, câteodată sau întotdeauna îmi doresc să nu fiu singură, da? Dar în momentul în care îmi fac structura călătoriei mele, a traseului, poate nu toți prietenii sau cei care își doresc să meargă pot să accepte să doarmă într-un cort sau într-un iglu sau într-o iurtă sau așa mai departe. Deci vor alte condiții, ceea ce acolo nu găsești și nu pentru asta mă duc. Dar de ce ați plecat prima dată în Antarctica? Am plecat prima dată în Antarctica pentru că era aniversarea a 100 de ani de la expediția Belgica, la care a participat și marele savant român Emil Racoviță, și cu ocazia acestei aniversări, aniversare care s-a ținut la Academia Română, eu m-am gândit să mă duc acolo, la fața locului, și să pun o placă comemorativă. Deci a fost gândul singură. Meu. Singură, da, normal. Și, mă rog, am spus că prima dată placa comemorativă făcută de cei de la Academie a fost din marmură și am spus asta o duceți dumneavoastră, nu eu, un rucsac, drept pentru care mi s-a făcut, mă rog, dintr-un metal special placa și tot într-o conjunctură favorabilă. Deci am de cele mai multe ori sau întotdeauna am avut până acum o șansă, un noroc, așa. Placa respectivă am reușit să o duc cu ajutorul unui spărgător de gheață rusesc și am pus-o în Antarctica, la stația argentiniană Almirante Brown. Și cum a apărut spărgătorul de gheață? Aveați contactele stabilite dinainte sau cum se desfășoară o asemenea expediție? Deci eu pe parcursul călătoriei mele aici am fost fericită că am văzut Patagonia, am fost extraordinar de mulțumită că am ajuns în Țara de Foc, ceea ce Tierra del Fuego, și m-am oprit la bariera portului spre Antarctica, într-un fel ca să visez că trebuia să ajung acolo și că nu se poate să ajung. După care m-am dus la Muzeul Fin del Mondo și la întoarcere m-am oprit din nou și un soldat care era așa cum mai este port strategic, mi s-a părut ciudat că eu tot stau acolo și a venit să mă întrebe ce fac și am spus pleacă ceva de aici, erau niște vapoare spre Antarctica și prima dată mi-a spus că nu, pentru că erau de fapt un vapor de croazieră foarte, care categoric nu mergea în Antarctica, dar pe urmă mi-a spus stați puțin, undeva în lateral aici, în port, este un spărgător de gheață rusesc. Și am așteptat să vină comandantul, care s-a uitat la mine, nu arătam eu ca un explorator, deci în general cu un echipament destul de modest, dar cu ambiție mare, m-a întrebat și de ce vreau să mă duc în Antarctica și am spus pentru că erau două plăci comemorative pentru expediția Belgica. A, pentru asta? Sigur că da, gata, vino. Dar să știi că nu am decât o cabină sub punte. Și a spus, eu dorm și pe punte, deja mă vedeam acolo și oricum știam că o să ajung în Antarctica. Și în felul acesta, datorită acestei șanse și datorită echipajului acestui spărgător de gheață, de fapt estonian, eu am ajuns în Antarctica. Norocul a fost că această ocazie, ei duceau niște echipaje la stațiile de cercetare științifică și de asemenea făceau aprovizionare. Și cu această ocazie am văzut și am debarcat în 7 stații de cercetare științifică din peninsula Antarctică. Deci, da, Mauca, pot să vă întreb ceva? Da. Toate expedițiile pe care le-ați făcut au fost așa cumva plănuite până la un punct, iar restul a fost un strop de, cum spuneați, șansă, noroc. Da, toate da. Au fost așa? Ideea... Place neprevăzutul? Face da, parte din, da, da. Din firea deci nu știu dacă e un neprevăzut, de fapt, pentru că eu îmi simt locul acolo unde sunt chemată. Deci mă simt bine acolo unde ajung și vreau să merg mai departe. Deci ele, într-adevăr, sunt pregătite și au o structură a sa, dar în momentul în care am plecat și îmi continui drumul, de cele mai multe ori
fac și altceva decât mi-am propus eu, pentru că tot așa am o idee. Este foarte greu să ajungi într-un loc, în general să străbați un ocean sau să străbați un continent, nu? După care, dacă ai ajuns în locul respectiv, e păcat să vezi două, trei repere, să spunem, și să nu mergi mai departe. Nu se știe când mai ai șansa ca să ajungi acolo. Cât privește Antarctica, sigur, curiozitatea de femeie. Cum ați ajuns acolo? Unde ați mers acolo? Înainte... Până unde a fost echipajul spărgătorului alături de dumneavoastră? Am mers cu ei, am pus plăcile comemorative, una dintre ele, pentru că cealaltă am pus-o în Punta Arenas, la Monumentul Eroilor Antarcticii. Și aveam la mine cartea lui Emil Racoviță, care se numește Spre Sud, care își are la spate hărțile făcute de 100 și ceva de ani, cu denumiri specifice date atunci, și hărțile respective erau foarte interesante. Echipajul și respectiv comandantul spărgătorului au văzut că eu mă uit pe niște hărți, mi le-au cerut, când le-au văzut au fost foarte interesați. Și pe drumul de întoarcere, eu stăteam visătoare pe puntea, deci am stat foarte mult pe puntea spărgătorului de gheață, pentru că am avut și șansa de o vreme foarte, foarte bună, și aproape nici și noaptea stăteam afară, și m-au întrebat, tot uitându-mă pe hartă, ce am mai găsit, și am spus undeva aici trebuie să fie insulele Cobălcescu, botezate de Miracoviță pentru profesorul lui de la facultate. Comandantul mi-a spus nu cred că este aici, și am tăcut din gură, dar după nu știu cât timp, așa 20 de minute, m-a chemat sus pe punte și mi-a spus: Maria, ai avut dreptate, acolo sunt insulele Cobălcescu, și pentru că, mă rog, ești deosebită, îți oferim un regal și facem o mică voltă ca să trecem să onorăm și insulele Cobălcescu. Deci toate aceste lucruri au venit spre mine,